Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de GTA 5 Online. Și știu că sunt cocoțat pe motocicletă, dar înainte să încep filmarea, m-a plimbat cineva și brusc deodată s-a deconectat. Și am rămas aici cocoțat și nu mă pot pune pe locul din față, că am încercat să fac asta, dar îmi voi face intro-ul în modul ăsta. Ei bine, foarte mulți dintre voi mi-a scris la episodul de dimineață, episodul de Minecraft, că s-a făcut un update în GTA 5 Online. Eu filmez asta chiar azi, adică n-am avut timp să filmez aseară și filmez dimineața, probabil vedeți că n-avem atât de multă lumină, dar e ok. Ei bine, m-am uitat sincer să fiu pe site-ul celor de la Rockstar și am văzut că, într-adevăr, a venit update-ul de Halloween. Hai să vă spun ce s-a adăugat, o motocicletă de 2 milioane de dolari, dar noi avem bani să o cumpărăm, din câte vedeți, banii aici nu sunt o problemă. Așa, și avem două mașini care s-au mai adăugat și în sezonul trecut de Halloween. Nu știu dacă mai are rost să le tunez sau să le cumpăr, pentru că deja au mai fost prezentate de către mine acum un an pe acest canal. Și dacă vreți să vedeți asta, hai să iau aici. Dacă vreți să vedeți episodul în care cumpăr acele mașini și le tunez, puteți să intrați în playlist-ul de pe GTA 5, de pe canalul meu, și să le vedeți. Această mașină este un Drick. Are diferite library-uri, adică poți să selectezi mai multe modele la ea. Are ăsta sau ăsta. Și cealaltă mașină este tot așa de tip Halloween. Dar faza șmecheră la cele două mașini de care vă tot vorbesc este că le poți cumpăra doar în perioada asta. Azi, mâine, poi mâine să zic. Pentru că sunt doar de Halloween și apoi o să dispară din store. Asta e singura șmecheră, singura chestie șmecheră, că sunt o raritate. Da, e destul de interesant, chiar îmi place, numai că nu o să le cumpăr, ce să fiu, pentru că le am deja și pe YouTube și n-are rost. În schimb, am cumpărat acea motocicletă. Motocicleta aia eu pretind, adică tind să cred că o să fie în mereu aici, pentru că, vedeți, la motocicleta asta nu scrie că este part of Halloween update, cum scrie la cele două mașini. Uite, part of the Halloween surprise. Scrie part of bikers, cum scrie și la celelalte. Și eu cred că o să fie mereu aici. Dar totuși nu i-am cumpărat-o, da? Sunt un pic răcit, mai ales că m-am spălat acum pe cap și când îmi fac duș am așa, să zic, o sensibilitate de câteva ore până îmi trece nasul. Indiferent, chiar că nu sunt răcit. Și vara se întâmplă la fel. O să merg la clubhouse, dar mașina asta face în toate felurile. Sper să evadeți de poliție ca să nu fie, să nu fiu nevoit să sun la Lestarino. Uite, mi-a ajuns motocicleta, cred, s-a auzit sunetul ăla. Hai, frate, Lester, vino, hai. Lester. Uite-l aici pe Lester. Bun, băieți, și dacă mai vreți și voi episoade din GTA 5 Online, având în vedere că n-am mai pus de vreo două săptămâni sau o săptămână un episod nou, ar trebui să apreciați într-un număr foarte mare clipul acesta. Nu știu, dacă strângem peste 1000 de like-uri, probabil o să mai filmez. Așa, și pe lângă acea motocicletă și cele două mașini, au mai fost adăugate niște măști și niște haine noi. Și la fel la claxon s-a mai adăugat un de la de Halloween, sau două, mi se pare, nu mai știu. Am citit acum în grabă pe site-ul celor de la Rockstar, am văzut niște imagini doar și am văzut că motocicleta aia arată foarte bine, pentru că are un schelet așa pe ea și farurile sunt prin ochii acelui schelet și mi se pare super tare. N-am mai văzut până acum un update care să fie atât de șmecher la cei de la Rockstar. Oh my god, să merg pe partea aia altă. Am comandat-o la clubhouse pentru că, din câte mi-aduc eu aminte, nu mai aveam deloc spațiu în garaje. Și oricum, aș vrea ca toate motocicletele să mi le țin aici, totuși. Ok. Hai să ne ducem la motocicletă și să mergem să o tunăm. Știu că pot să tunez aici în interiorul clubhouse-ului, dar prefer totuși să mă mai plimb cu ea până la... Să o mai plimb și pe motocicletă, așa stoc cum e ea, până la paint job. uite-o, e ultima acolo. Oameni, ce bine arată, dar cred că o să-i pun scheletele alb și culoarea o să fie negru, pentru că e un contrast așa și până la urmă scheletele e alb. Nu? Ia să vedem, arată mai bine, cred. Da, clar o să arate mai bine dacă scheletele îl facem alb.
Ok, băieți, și știu că probabil mai mulți youtuberi au filmat deja sau vor filma acest update, pentru că toți cei care au serii de GTA 5 or să filmeze update-ul, cum e și normal, la urmă. Și sper să nu apară iar comentarii de la că am copiat pe nu știu cine, că am făcut nu știu ce, că toată lumea joacă jocul în modul lui sau prezintă update-urile în modul lui. Ah, se vede că e motocicletă și că nu ia curbe de așa precum le ia și o mașinuță. Hai să vedem noi aici. Repair, bineînțeles că am stricat-o. Armură. Da, o să-i pun armură la maxim. Frâne, dar nu știu de ce unele apar cu steluță și unele nu. Bodywork, front. Nu, de ce aș vrea să stric asta? Adică uitați-vă cât de rară e grila asta. Nu știu dacă e grila sau apărătoarea asta, să zic, da? Și ei, uite ce mă pun să o fac. Nu, categoric o să o las așa. Doar o să schimb culoarea, v-am zis. A, și la asta la fel. Nu, 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 nu. Mă refer la asta de aici. Uite, uitați-vă atent. Mi se pare mai șmecher așa pentru că e o raritate. E așa cu o pânză de pe Yanjen. Nu, ia fuel tanks. Asta cred că... No. Ia uite, deci... Și ce mai șmecher ei vor să schimbe? Doamne, deci cred că nimeni n-a făcut asta. Belt... A, asta da. E cu reaua aia. Da, asta da. Asta... Sunt de acolo cu ei, să zic. Secondary color. Așa o să fie. Ok, engine block. Ok. O să-l pun full chrome. Engine tunes. Ah, aici e să fie mai rapid, da? Ok. Cone air filter. Asta e ce mai șmecheră, cred. Cone. Ia să-i asta. Sharp. Nu. Ah, uite, astea două. Long angle și cone. Dacă o să pun cu cone. Nu știu dacă vedeți, pentru că e full chrome și nu se vede. Asta e ceva de eșapament. Asta e cea mai șmecheră, cred. Drag pipes, ia să se alte. Nu. Asta mi se pare mai interesantă, care aici, nu știu, un fel de cordon așa, nu știu, e mai șmecher. Ok, eu să cumpăr pasta. Nu vreau aici. Ah, hor, hai să vedem, la loop parcă sunt astea. Da. Ok, și celălalt cum e? Mai șmecher e unul. Oh my god, cum arată? Deci v-am spus că are farurile prin ochii prin ochii craniului. Mamă, cât de șmecher arată cu stoc. Oare cu senon cum se vede? Nu-mi place. Mai șmecher este ochii și nebunul, lasă așa. Livery, ce livery, la ce? Sper că nu-mi schimbă. Ok. Cred că o să lasă așa. Simplă, pentru că nu, no. Îmi place mai mult. Sau uite cum arată așa. Stai că chiar arată bine. Uite, ăsta de la sfârșit îmi plac. Cred că o să rămână asta, dar hai să mă uit. Nu, major mills, asta o să fie. Ok, nu. Așa, era să ies. Respray. Ok, de secondary am zis că o să fac secondary alb, da? Hai să zic unde e alb. Alb. Repede cu albișorul. Ice white trebuie să găsim noi aici. Uite, ice white. Wow, cum arată, frate. Și la primary punem cu negru. Negru. Hai. E ulti, de fapt e primul. Dark steel, nu. Grafit sau carbon? Black, frate, simplu. Băi, arată și mecher de tot, nu știu. Mie îmi place super mult cum arată pânza asta pe alb și cu totul. Chiar arată genial. Nice. Chiar e un update mecher. Dar stai, nu s-a pus livery-ul? A, dar nu se mai vede. Nu se mai vede pentru că am făcut aia neagră. Da. Păi, atunci o să punem asta cu Ghost Flames, pentru că e alb așa combinat. Ok, Ghost Flames. Așa. Transmisie, da, o să-i pune și transmisie, race, transmissions, turbo normal, facem la maxim, roți. Aici am motociclete, știu că avem și roata din față și roata din spate, dar nu știu, eu prefer să le las așa, nu știu, asta cu pânză, webs, cobwebs, da, ca în Minecraft, ok. Ia să la asta altă avem la fel, cobweb, uite, big spokes. Și o să vă dați seama că o să pun pânza albă, nu? Color. Mamă, deci motocicleta asta e cea mai șmecheră. Deci pe bune, chiar e un update genial.
Numai cu asta o să mă plimb. Am trecut cumva de white și n-am văzut eu. Nu, uite aici. Frost white. Ok, frost white să zicem. N-aveți și ice white? Poate e mai jos și n-am văzut noi. Nu, cred că aia e. Ok, white, să rămână tires. Tire design. Care designul? Că nu văd. Voi vedeți vă schimbare? Eu nu. Da, o să-i punem. Punem așa să fie. Enchantments, da, vreau bulletproof. Tire smoke. Hai să-i pun așa cu red, chiar dacă n-are nicio legătură, să fie acolo ceva. Și am terminat și cu motocicleta asta. Mamă, ce bine că e noapte. Opa, stai așa să mă dau eu pe pasiv. De ce nu pot să dau enable passive mode? Băieți, ajutor. Sper să nu mă moară un imbecil ăsta, pentru că sunt pe o sesiune publică. Băi, dacă de șmecher se vede farul, gen... Mamă, e... Nu știu, ador motocicleta asta cum arată. Îmi sper ăsta să fie pasiv și să nu fie unul rău. O să merg acum pe plajă să-mi iau o mască. Nu știu, îmi place super mult cum arată. Hai să vedem dacă mai știu drumul spre plajă. E cumva în jos de tot, ia să văd. Da, hai că mergeam bine. Mamă, deci este super șmecher update-ul ăsta, băieți, merită. Mai ați văzut și voi costă destul de mult, 2 milioane înseamnă ceva în jocul ăsta. Măcar vinde și aveți că e posibil să dispară motocicleta asta, nu știu. Cel puțin mașinile alea două, dacă nu le aveți de anul trecut, merită să vi le luați. Eu nu mi-am luat pentru că le mai aveam deja. Alea sigur, vă spun eu 100% că alea sigur dispar. Băi, pe plajă, pe plajă, dar cum ajung? Da, bă, că n-am luat-o bine, cred. Era mai pe aici. O, va, diri, diri, da. Wow! Ok, era mai în jos. Vrea să merg mai mult pe șosea. Chipul ăla, ori se ține pe mine să mă moare, ori e un abonat. Sper să fiu un abonat, sau dacă nu e abonat, să fiu un om care vrea doar să vadă motocicleta asta. Ok, hai să ne punem masca. De fapt, să vedem ce măști sunt noi. Animals, cred că la monsters, nu? Uite, monsters, ia să vedem aici. No mask. Astea sunt noi. Astea nu sunt noi, cred. Și astea sunt noi. Wow, cât de urât arată, băieți. Astea 100% sunt noi, nu le-am mai văzut până acum. Oh my god, ăsta e șmecher. Mamă, îmi pun un pumpkin de ăsta, evil pumpkin, gata. Asta ne le pun. Și acum hai să vedem ce haine noi sunt. Băi, în ce limbă scriu ăștia? Hai să vedem un magazin de haine, pentru că nu știu exact. Uite, hai să mergem la asta, știu că era la mai aproape, dar... Ia uite ce face nebunul. Da, eu am un pumpkin pe cap. Oh my god, știți desenele alea? Mamă, deci în Scooby-Doo Park era un episod anumit Călărețul fără cap. Mai știți desenele alea, băieți? Nu știu cine le știe să scrie în comentarii că știu ce aminte de Călărețul fără cap din Scooby-Doo. Era un singur episod special așa de Halloween, cică, și avea exact un bostan de-s acum am și eu, un Doblac. Mamă, mi-aduc aminte, băie. Deci cine și-au ce aminte de Călărețul fără cap, să lasă un comentariu. Sunt curios dacă... Mă rog, probabil cei care sunteți un pic mai micuți nu știți desenele alea cu Scooby-Doo. Pentru că, gen, nu erau pe vremea voastră. Ok. O să mă duc direct aici la costume. N-am chef să mă uit la alea. Biker. Ce haine s-au adăugat că nu văd nimica. Ăstea nu sunt noi. Ok, atunci o să merg așa să vedem. Poate nu apar la costume. Gun. Nu, aici sunt ochelari. Ochelari. Nu, cred că trebuie să mergem la un urban. La, adică suburban, așa se numește. Ăsta nu-i bun. E prea de oameni de-ăștia scumpi. Scuze, băiatul. Au, am căzut. Mă uitam să văd de cât din filmăm. Filmăm de 15 minute. Aproximativ așa. Ia un...
Buciu, dați, ia curbele motocicletei. Deci n-ai cum să iei curbele cu asta. Perfect. O să, nu știu, le-a foarte ciudat curbele. Mi se pare super ciudat. Cred că poți să faci drifturi cu asta, ia stai. Oh, da. Poți să faci drifturi cu asta. Uite și tipul ăla a căzut. Ia să vedeți la următoarea curbă ce fac. Ia uitați-vă, nice. Ah, și ăsta e magazin de la care nu-mi place. Am început să merg la asta, altul. Ok, o luăm pe aici. Uite, ăsta e magazinul pe care îl căutam. Suburban. Gata, boss. Toată lumea a ieșit pe sesiune. Sau nu toată lumea, câțiva băieți. Cred că am rămas singur. Da, am rămas singur. Iar s-a buguit la mine jocul. Ok. Hai să vedem dacă avem aici. Crew emblem. Emblem. Lol, nu putem până acum să-mi pun pe jachetă emblema crew-ului. Lol, asta e nouă, parcă. Probabil e din Bikers Update, cine știe. Și nu știam eu, mă refer. Ok. Hai să-mi poate aici la tricouri, biker helmet. Nu, aici e cu... Nu, eu vreau bostanul meu. Hai să vedem. Smart jacket, bomb, overcoat. Nu știu dacă e... Work, sport... Designer? Cum e asta? Lol, poți să spui... d-astea pe tricou. Mam, asta e de Halloween, cred. Cred că astea sunt update-urile de Halloween. Până acum știu că nu puteai să spui design de ăsta pe... Poți să spui și pe jachetă? Lol, ciudat. O să iau pe ăla cu scheletele. Că se duce perfect către gât așa și către mine. Ia stai. Uite ăsta. Ăsta o să-l iau. Se îmbină perfect. Și asta dacă avem și eu la pantalon, deși nu cred. Pantalones. Uite aici pantalonii. Avem designer? Nu avem. Ok, o să rămână ăștia. Interesant că putem să ne punem asta pe spate. Probabil era, dar nu știam eu, cine știe. Dar cred că designul cu scheletele e nou. În orice caz, băieți, mie îmi place update-ul ăsta. Nu știu, are o notă de 9 din 10 de la mine. Mai ales motocicleta asta și cu dovleacul chiar sunt reușite. În orice caz, băieți, eu vă mulțumesc de vizionare. Dacă mai vreți și voi episoade din GTA 5 online, apăsați butonul de like. Dacă se vor strânge peste 1000 de like-uri, înseamnă că o să mai apară un astfel de clip. Eu am fost The Link și ne revedem curând. Bye!